ne-ați făcut că astăzi sunteți alături de marele public. Ați bătut cale lungă că locuiți la Arad, nu mai stați la bucale. Nu are, nu. De ce? Nu. Pentru noi oameni este. Oameni suntem, încă mai cânt, cât pot să mai vin, mai vin cu multă plăcere. Încă mai cânt, auzi? Încă cum doamne să spuneți păi asta? Păi de-acum începeți că sunteți la vârsta majoratului. Da, nu fie răutăcioasă. Puteți și puteți foarte bine să cântați, pentru că vă ajută vocea, vă ajută prezența, sunteți da, așa ca un fil de trandafir. Mă, să faci 600 de kilometri și să vii întâlnesc cu cei doi corifei aici, e mare lucru. Chiar e, păi de noi i-am spus, e prilej de bucurie și pentru 600, mine o premieră absolută. 600 de kilometri. 600 de kilometri, o aruncătură de băzi, maestre. Mie, eu cred că n-aș mai putea trăi în București, din cauza acestei groaznice, nu se poate circula nici pe strada aia, nici. Am tortocheat toate străzile că să ajungem la așa punct este. Aici, până la urmă am reușit. V-ați descurcat, maestre, cântăm și apoi mergem la canapea, da, depunem da, amintiri. Da, vreau să vă zic un lucru. Vreau pentru început să cânt o piesă care se intitulează S-a dus măicuța, pentru că peste câteva zile mama mea a împlinit niște ani destui de când nu mai e printre noi și vreau să de undeva din ceruri mă va auzi, poate. Cu siguranță, mama dumneavoastră acum este într-un colț al acestui studio și vă ascultă și se bucură pentru că duceți cântecul popular mai departe. Vorbim despre omul care v-a dat viață, despre mama dumneavoastră dragă, dar înainte de toate, haideți să ascultăm da, această piesă. Benone Sinulescu, și vă invit aici la canapea. Să știți că ne-ați emoționat pe toți. Ați adus un cântec frumos, un cântec în amintirea mamei dumneavoastră, un cântec care, iată, ne face să ne amintim de cei dragi și de părinții noștri. Am văzut că ați trăit așa cu toată ființa dumneavoastră acest cântec, pentru că nu ți este ușor să îți amintești de mama, de omul care ți-a dat viața. Normal, mi se pare un lucru firesc și asta trebuie să ne pătrundă în adâncurile noastre sufletești. Adică, poate că de acolo de sus, de undeva, mai ne și văd, mai ne și ascultă, mai ne dă și cât un cum să ne comportăm, cum să fim. Maestră, ați avut bun o relație cu prietenii, ați avut o relație apropiată cu mama dumneavoastră? Da, ca fiecare om care cu mama lui, așa cred eu. Eu am fost mai mămos, întrucât am fost singurul la părinți și totdeauna băieții cu mamele și fetele cu tații. Da, exact. Dacă v-ați duce astăzi la căsuța dintre gârle și ați găsi-o pe mama dumneavoastră, ce ați spune în aceste momente? Că eu am tot timpul în suflet și în gândire și ce să spun, sunt niște lucruri care nu se prea pot explica. Adică depinde cât ești de sensibil și cum vezi problema. Eu sunt de obicei foarte, foarte, foarte sensibil, chiar exagerat de sensibil. Sunteți un om sensibil și știu că de fiecare dată când vorbiți despre mama dumneavoastră, vă copleșesc toate emoțiile. Este normal să fie așa. Este adevărat. Eu cred că am cele mai frumoase, mă laud acum, nu, Doamne ferește. Hai să mă laud un pic. Cele mai frumoase cântece ce? Despre mama, am scrisoare de la mama Ionică. Am s-a dus măicuța și multe am despre mama. Te cântece. Și astăzi care se regăsesc pe buzele multor iubitori da, ai da, cântecelor. Chiar și pe buzele prin străinătate când se duc maneliștii și ei le cântă. Da. Da. Da, pentru că sunt cântece de suflet, sunt cântece care pătrund inimile da, noastre și au mesaje speciale. Absolut. De fiecare dată când ascultăm un astfel de cântec, ați văzut că avem așa o emoție cu totul și cu totul specială. Iar această emoție, dumneavoastră, ne-ați transmis-o și nouă. Am început ediția de astăzi a emisiunii matinale și popular cu un astfel de cântec, pentru că spuneați dumneavoastră că se împlinesc. Păi mâine, niște se împlinesc de când 20 mea de ani de când mama mea nu mai este printre noi. Și am ținut neapărat să fac această dedicație, că probabil acum o să cânt și câteva cântece mai vesele. Dar asta e viața, ce să facem? Ați simțit o maturizare mai aprofundată, dacă vreți, în momentul în care mama dumneavoastră a plecat la ceruri? Da. Pot să răspund cu da. Că se spune cât timp ai părinți în viață, încă te simți copil, dacă copil, vreți. Da. Eu am avut o stare, puteam să nu mai fiu astăzi printre voi, că am iubit atât de mult pe mama, încât când am ajuns aproape de mormânt, eram cu doi prieteni, soț, soție, o familie de doctori și mă țineau de braț și am căzut.
Eu n-am știut ce înseamnă aia, că nu mai vezi nimic, ce înseamnă negru. Am căzut pur și simplu, fără un pic, n-am căzut cu capul într-un colț de piatră, care era acolo împrejur, împrejurul mormântului. Da, pentru că nu dar este ușor mai, să... Acum să revenim la niște lucruri mai, așa, mai revenim vesele. La lucruri... Fierul naibii nu pierește. Așa este. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră când apăreți pe scenă aveți și un gram de emoție sau întotdeauna da. Emoția... Dacă n-ai emoții, nu poți să spui nimic și nu poți să transmiți. Nu poți transmite atât de bine mesajul cântecului. Cine zice că n-are emoții înseamnă că e învălsămat cum să vă zic, cu puțină nesimțire. Nu se poate să nu fii sensibil, să nu ai emoții. Drumul ăsta dumneavoastră este unul foarte frumos și vreau să vă întreb puțin și despre peripețiile astea. Care sunt momentele de care vă amintiți dumneavoastră cu momentele acelea haioase? Că aveți, slavă Domnului. Am prea multe și nu știu, n-aș fi în stare să... să atac una și să nu o tratez pe aia care e mai importantă. Nu știu, dacă știi atât de bine, dăm un ajutor și spune despre ce-i vorba. Ce anume? Nu știu să vă zic eu acum. Locul unde s-a întâmplat sau mai știu eu ce. Nu, mă gândesc că pe o scenă ați uitat versurile. Dau și eu un exemplu. Și, și ce ați făcut în momentul ăla? Sau la un eveniment la care... A, și pot să spun. Stai, dar... Mândulița mea și nu o să zic Marti Silifor, așa a rămas. Dar nimeni din sală n-a început. Deci n-a sesizat nimeni. Îți dai seama oamenii cât de fascinați sunt de prezența domnului Benone încât nu mai ascultă versurile cu atenție. Da, pe cuvânt. Știu, au fost momente... Că Dumnezeu se odihnească pe Angela Moldovan. Ea a înregistrat din timpul, și era un spectacol de gal la Marele Ansamblu Ciocârlia. Vă știți că Ansamblu Ciocârlia a fost unul din cele mai mari ansambluri ale lumii. Moiseev de la Moscova și Ciocârlia a fost cele mai mari. Și pe ăsta l-au desfințat, pe la hălă mai bun. Păi așa se întâmplă. Da. Când o treabă merge bine, trebuie să o desfințăm. Ești de acord, nu? Da, păi sunt. N-are cum să nu fie de acord. Deci ați ieșit din impasul ăsta, ați continuat cu la-la-la, ați continuat cu alte versuri și oamenii n-au sesizat. Și mai are niște întâmplări. Țin minte, Aurelia Fătu, Răduțu și Angela Moldovan, am două artiste emerite, ele se așteptau de câte ori cântam și era o premieră a Marelui Ansamblu Ciocârlia și eu eram acolo protejatul, eram mai tânăr decât ele. Acum sunt eu mai mai sărit puțin și cum să spun, ele mă sprijineau. Și acel spectacol care a fost o premieră absolută, eu am fost singurul care făceam, eu făceam bisuri peste bis, n-am făcut bis. Și când viu din scenă, fără să fac bis, aici scria una, două, trei, patru, cinci, zece hârtii, n-ai făcut bravo, n-ai făcut bis. Întâmplări, știi? Dar, dumneavoastră... Întâmplări din capitală, știi? Faceți acum, faceți bis și sunteți aplaudat la scenă deschisă pentru că sunteți artist iubit, sunteți un om modest, sunteți un om care nu cunoaște răutatea, nu cunoaște invidia, iar noi ne simțim întotdeauna foarte bine în preajma dumneavoastră. Ne înveseliți așa sufletul, ne dați bucurie. Foarte bună. Poate acum sunt un pic mai blec, pentru că am făcut 600 de kilometri și am ajuns la voi. Dar nu se vede. Păi dacă așa de bine sunteți blec, îmi imaginez cum sunteți în forma dumneavoastră. Ne-ați promis, v-ați ținut de cuvânt și vă mulțumim frumos că ați venit. Eu totdeauna când promit, asta mi s-a întâmplat și cum, de exemplu, azi venea un impresar la mine și îmi dădea o sumă de bani, care e cele mele. Și venea pe urmă alt impresar când îmi dădea o sumă mai mare de bani. Nu, mă duceam la primul, căruia i-am promis. Maestre, și eu astăzi vă dau o sumă importantă de bani, dacă ne mai cântați un pic. Da. Așa, vă invităm la scenă să ne cântați calitativ și încă o dată vă mulțumim că... Voi încerca. Așa, aveți calitate în glas, aveți calitate în repertoriu, aveți tot ce vă trebuie, maestre. Mai mă rău dacă chiar te cred. Scena vă așteaptă și publicul își dorește foarte mult să vă asculte cântând. Așa că vă invităm să ne mai dăruiți un cânte. Benone Sinulescu. Aici la noi la Matinal și Popular într-un spectacol extraordinar, atât cu povești din viața personală a dumnealui și când ne va permite, bineînțeles, cât și cu melodii frumoase. Maestre, vorbeam puțin mai devreme cu Georgela asta, poate unde am și o vârsta mai fragedă. Voiam să aflu de cum era Benone Sinulescu copil. Copil, copil? La copil, copil. Când credeți dumneavoastră? Era un copil năzdrăvan.
Microfonul mai aproape. Da, am uitat că am musculat asta în mână. Așa. Nu că eu mă uitam la ei că îi arată cu degetele. N-avem niște beculețe acolo să nu, prinde ele. Nu, mai merg beculețele. Nu mi se mai aprind beculețele. S-au trerut odată cu Crăciunul când am, când am scos bradul. Ce gata. Ce ziceam? De copil. Cum era? De copil. Eram năzdrăvan, mă urcam într-un... Aveam un măr mare acolo și mă urcam în mărul ăla de fiecare... Am mai spus eu lucrul ăsta, dar dacă m-ați nu provocat... Trebuie la, să... noi. Nu las, așa. La noi! Și nu mă urcam în mărul ăla și cântam atât de tare cât mă ținea pe mine borjogii ca să mă audă lumea. Și toată lumea zică, ăla-i băiatul lui Luca. Tatăl meu îl chema Luca. Așa vă repera. Și tatăl meu avea a avut un glas senzațional. O catifea de glas, o frumusețe și îl rugam. Cânta la biserică, dacă odată lipsea, se întâmpla ceva să n-ajungă la strană acolo să cânte, toată lumea așa, se vede că nu-i domnul Luca la strană. Că... Deci ați crescut și într-o familie credincioasă da, totodată. Da, odată și îl rugam pe tata eu. Tata, te rog frumă, cântă și mie ceva. O pricează, o ceva de la biserică de acolo. Zice, nu, dacă vrei să mă asculți, vii la biserică. Și așa mi-a incubat cumva și cu timpul am spus prima dată crezul. Îl spuneam acolo, crezul, cum știți slujba. Da, da. Sunteți ortodoxi, nu? Suntem, da. Normal. Că dacă nu erați, plecam imediat. Nu, suntem. Nu e adevărat. Și după aia tatăl nostru și eram nelipsit. Eu spuneam, făceam acolo parte, cum să zic, comună cu tăticul meu, scump și drag, și l-am auzit acolo cântând și m-a impresionat atât de mult, îi plăcea foarte mult romanțele, recunosc. Deci să înțelegem că prima scenă a dumneavoastră a fost un în măr. Măr. În măr. Din măr, toată suflarea omenească, să spunem așa, ascultau cântecele și vocea lui Benone da. Ținulescu. Și hai să mai spun o întâmplare acum, dacă m-ați provocat. Păi, n-am încotro. Bunicul meu avea moară, de asta de apă, nu știu ce, nu știu cum și nu știu ce. Și pe marginea iazului ăla, care se scurgea acolo la scocurile alea și se măcina porumbul, mai știu eu ce... Grâu, așa, e tâcă, așa, și era un vișin. M-a pus naiba, satana, să mă urc acolo și era gata să cad. Și până la urmă am căzut și mama mea era mai jos un pic, clătea niște rufe, ceva, nu știu ce genul ăsta, ca orice gospodină, și scocurile acolo aproape. Dacă nu era mama acolo, eu iar nu mai eram lângă voi astăzi și m-a prins de cămașă și a avut o forță, Dumnezeu i-a dat-o și m-a scos din... Omul din umbră care v-a susținut întotdeauna. Da. Deci erați un copil maestru... neastâmpărat, să înțelegem, da? Pe maestru Benone Ținulescu la Socincu. Cu toate că mama mă și bătea, mă urechea, hai, păi, mama focului. Bine, am avut și o întâmplare așa... precum Ion Creangă, că am plecat să fac baie cu aia mai mare, nu știu ce, în apă, nu știu ce, da, și era un frig vânăte eram de și a venit mama și mi-a luat hainele, până la urmă a fost milă de mine și mi l-a dat înapoi. A avut dumneai un copil, de-aia îți da bătăi de cap cât pentru mai mulți, nu? Exact, exact. Domnul Ținulescu, soția a înțeles că asta trebuie să faceți, să cântați, a fost geloasă, adică v-a spus vreodată, cum adică măi, gata, fie? Nu te mai duci la cântare, că da. Nu știu ce. Nu, acum zice, Beni, ți ajunge. Cânți de 63 de ani. Primele înregistrări radio, eu le-am din 1956. Cine e bun la matematică aici? Ea trebuie să fie, da. Din 56. 44 și 60, cu... Da, 62. 62 de ani. 62 de ani. Ei, de atunci cânt eu. O viață închinată cântecului popular. Este. Deci v-a înțeles, doamna... Da, da. Sigur că, Doamne ferește. Dar acum are ea dreptate, dar sper să nu se uite la misiunea asta. Dar de ce ați zis acum că... are ea dreptate? Până acum că ați avut dumneavoastră... Că ar trebui să fiu mai cu mințel un pic. Am înțeles. Și zice nevastă mea, zice, bine, mai uite-te și tu în buletin. Dar nu, vă uitați în buletin, dar trebuie să vă uitați și la faptul că publicul vă vrea, că publicul vă dorește. Adică n-ar fi păcat. Nu, eu de asta am răspuns cu multă plăcere, cred că ai simțit lucrul ăsta. N-am făcut pe nebunul. Și, și eu vă mulțumesc frumos că ați venit și colegii mei cu drag și dor. Mai ales că și pe noi ne-a amenințat de vreo lună și zic, ai domnule, sper să punem țara la cale adevărat, să vină maestru Benone Ținulescu. Pentru noi, am spus puțin mai devreme, contează foarte mult prezența marilor artiști în emisiunile noastre, pentru că... Mă bucur că spui lucrul ăsta și că faceți lucrul ăsta. Pentru că ăia tineri au de unde învăța de la ăștia mai, care au mai rămas. Că da, pentru că aveți foarte multă experiență, ați trecut sigur. Prin atâtea și atâtea. Dar noi trebuie să vedem și să învățăm adică de la și de înțelepciunea lor, că ei poate gândesc, vai, să mă, de ce să mă, mai iau după ăla sau după ăla, că sunt și din ăștia așa. Dar aia nu realizează nimic, rămân acolo. Da, da, uitați. Din potrivă, eu făceam tatonări.
Maria Tănase, Maria Lătărețu, am amintiri superbe cu Maria Lătărețu și cu Maria Tănase am întâmplări. Eu am avut, mai mă laud un pic, am avut marea șansă să fiu apreciat, datorită probabil și textelor, de marele condei ale țării. Am fost foarte bun prieten cu Fănuș Neagu, cu Ion Băieșu, dar cu toată lumea, Eugen Barbu, Marin Preda, toți, nu știu, mă plăceau pe mine anume. Probabil că vrea să facă Eugen Barbu un film în care mie îmi dăduse rolul de dascăl de ăsta la strană. Nu știu ce să cânt. Mă rog, așa. Și până la urmă s-a întâmplat că a dispărut dintre noi și nu s-a mai întâmplat minunea, dar am avut șansa asta să fiu... Probabil că am fost eu banca mea, nu că neapărat am fost eu buricul pământului. Asta mai știu să vă faceți plăcut, ați știut să vă asociați așa de sufletul omului, să vă lipiți de sufletul omului. Aveți un regret? Adică regretați ceva în momentul de față? V-ați fi dorit ceva și n-ați putut face, sau nu știu. Așa sunt fel de fel de lucruri, dar n-aș vrea să ating subiectul ăsta, chiar cu riscul dacă te supăra. Nu mă supăr, pentru n-am că, de ce. Sunt mai intime, mai de suflet, da? Dar în general Dumnezeu mi-a cam dat noroc. În tot ceea ce am dorit, am cam realizat. Maestre, de-aia spuneți-ne, credeți că rugăciunile părinților contează pentru viitorul copilului din punct de vedere al dezvoltării, drumului vieții? Eu zic că nu numai rugăciunile părinților, ci și ale tale. Da, corect. Părinții pot să spună, măi, fă Sfânta Cruce când te așezi la masă, ia căciula din cap, știi? Da, uite noțiuni cu care dumneavoastră ați rămas. Da. Poate am rămas, mai ales că nu mai am până. Ai auzit ce a spus? Că provine dintr-o familie cu frica lui Dumnezeu, păi tatăl care cânta. A avut de la cine învăța toate aceste lucruri? Mulți din familia noastră sunt preoți. La Buzău am vreo 3 sau 4 preoți. La Siriu este preotul, un nepot al mamei mele. Și cel de înainte al lui a fost tot... Dar mama visa să îl vadă pe copilul Benone Simlescu, atât de mare și un artist mama, atât de mare. Mama, nu pot să zic că era un om de la țară. Simplu. Părinții, n-a fost chiar simplu, a fost un pic mai compus, că părinții mamei mele erau mai pricopsiți, așa, aveau și... Cu moară, prăvălie, dacă ați spus de moară, și, da, cine avea moară era... Dar mama mea, dacă mergeam la un concert... Am dus-o de multe ori la un concert și vă spun o întâmplare foarte haioasă. Niciodată nu m-a aplaudat. Zice eu, mama ta nu trebuie să te aplaud, te aplaud acasă și te sărut. Pe cuvânt, super. Da. Dar prima dată când v-a văzut, când v-a auzit... Nu, asta vreau să spun, că dacă nu ți-o spun acum, spune-te. Am uitat că Tanti Roza lucrează și... Tanti Roza lucrează. Sunt prit de bun cu Tanti Roza. Mama, când venea la mine la București, se urca în tren și în cușetă erau diferite doamne acolo, nu știu ce. Era foarte vorbăreață și dădea și sfaturi, și... dar a fost un om absolut magnific, mama. Nu că e mama mea, dar că fiecare ne iubim și ne lăudăm părinții. Dar cu adevărat, avea foarte mult bun simț. Și vorbind cu el, acolo zice, de unde sunteți, doamnă? Da, zice, din prin partea Buzăului, una. Și dumneavoastră de pe la Râmnic, Râmnicul Sărat. Zău, știți ce? S-ar putea să fim neamuri. Adică avea această plăcere. Să-și destăinuie lucrurile personale. Da. Păi poate veselia asta ați dobândit-o de la dumnei. Eu cred că da. Că tata era mai tăcut. Dar un om foarte judecat și în sfârșit... E foarte greu. Că știți ce se întâmplă? Cât sunt în viață, îți iubești părinții, că mi se pare extrem de normal. Dar nu-ți dai seama de prezența dumnealor permanentă. De greutatea care o au asupra ta, asupra a ceea ce faci, că te urmăreau și știau. Am avut atâtea zvonuri eu despre că nu știu ce am făcut, că nu știu câte femei am măsurat și m-am măsurat și le-am omorât sau nu știu ce am făcut. Doamne, știți, eu care în viața gura mea lumii. N-am tăiat o găinușă sau ceva. Eu sunt milos. Eu dacă văd sânge, fug. Plec. Moare omul lângă mine.
Maestre, ați ajutat foarte mulți tineri. Da. Și știu că l-ați ajutat și pe Nicolae Datcu, că el întotdeauna vorbește. Și pe el, da, normal. Pe mulți, pe mulți. El vorbește când vine la noi în emisiune. Și mereu amintește. Da, despre da. Dumneavoastră. Vă mai imite el câteodată, vă supărați? Da, da, nu. Păi s-a supărat și Irina și Dolănescu, că de ce imită? Zic, mă, când e, că eu l-am descoperit cu imitațiile astea. Da, nu, știu, a spus. Măi, când îți faci așa imitație pe aici, pe acolo, pe la spectacole, pe la televiziune, pe unde te duci tu, fă cu mine întâi, că eu nu mă supăr, pentru că m-am bătut în cap să fii să te super, că te imită. E o chestie superbă. Asta înseamnă să nu fiu un om frustrat, un om cu supărări, un om cu invidii. Exact despre ce spunea George mai devreme. Omul vrea să mai și râdă când stă acasă, da. Să mai zâmbească. Chestia asta, eu nu știu ce e invidie, vă jur pe sănătatea mea. Și poate că asta mi-a folosit... Folosit. Eu am mai vorbit și cu foarte mulți. Îmi dau răspunsul eu. Spuneam despre dumneavoastră. Uite, Benone Sinulescu, n-ai să-l vezi vreodată invidios, să-l vezi răutăcios. El glumește, el râde, el e în lumea lui. Asta faceți dumneavoastră. Și sunteți într-o lume extraordinară. Sunteți într-o lume care ne face și pe noi, să spun așa, să ne simțim bine. Și sunteți într-un platou în care dacă prezența dumneavoastră nu adică este fizic, vă avem platou, pe plac, adică, vedeți bine, iată, da? Avem plăci cu dumneavoastră. Platou. Platou de emisiune, nu plac, nu? Cu ochi, nu cu cârnați, nu acum cu brânză. Acum că e sezonul vară, avem fructe de mare pe platou. Vedeți că... Mă bucur că am cunoscut-o pe tine, te cunosc de viață. Dar pe cuvânt. Am o colegă extraordinară, dar avem mulțumesc. Și plăci cu dumneavoastră, plăci realizate în Electrecord. Platou și plăci, ați avem înțeles, placa da? Cu dumneavoastră, cu Benone Sinulescu. Nu-i vorba de placă dentară. Că m-am dus la un... cu măseluță. La un stomatolog foarte bun, la Arad. Și el a avut senzația că așa a auzit că eu am avut paradontoză. Doamne ferește, zic, uite, acum am 80 de ani și uite așa. Vreau să vă spun că m-a umilit. Mari artiști sunt aici la loc de cinste, iată. Benone Sinulescu. Cine mai e și arătarea acolo? Arătare, cică? Cum, domne, arătare, iată ce... Adevărul e că e mai sexy, domnul Benone. Da, bă, dragul. A înregistrat cu paraschim. A, îți plac ăștia chili. Păi și pe bărbatul mi-l părăsește părul puțin. Așa se zice. Asta cu multe înregistrări sub bagheta dirijorală a maestrului Paraschiv Oprea. Iată, aici semnează ca și dirijor. Da, eu am colaborat cu toți mari dirijori, dar nu mi-a rămas unul. Întreabă-mă, pune-mă o întrebare. Budișteanu. Cu Budișteanu. Cu Nicu Stănescu. Cu Nicu Stănescu. Cu Ion Albeșteanu. Da, și cu Ion Albeșteanu am făcut, da. Într-un târziu am făcut două piese. Uite, piese de bun simț, maxim 2 minute, 3. Acum vin cu 6. Zici că e colin dublu. Da. Domne, depinde dacă uite cum sunt cântecele de mamă. E o poveste și povestea Victor nu poți o rup. Toți mari dirijori am cântat. Gheorghe Zanfir nu mai vorbesc. Cu Gheorghe Zanfir, da, meu și am maestru făcut Gheorghe lucruri Zanfir. Extraordinare și cu el. Și am avut un sunetist senzațional. Sibana. De la Sibana. Da. Nu știu, am aflat într-un târziu că s-a stins din viață și am suferit, te rog să mă crezi. Pentru că eu eram foarte bun prieten cu el și știa că sunt extrem de pretențios cu mine și îngăduitor cu ea după jurul meu. Dacă nu era... Și zice... Da, acum am terminat, nu, înregistrarea și ai, ți-a plăcut cum să... Eu sunt sigur că mâine iar ai să vii, că tu cunoști toate gropile și toate pietrele pe care până ajungi la mine și așa am înțeles. Dacă nu cunoșteați gropile, nu cunoșteați pietrele, astăzi nu erați un nume de referință în cântecele noastre. Și pentru că sunteți un nume de referință, pentru că sunteți un artist iubit de întreaga lume, vă invităm să ne mai dăruiți un cântec. Acum un alt cântec. Simplu, maestru Benone Sinulescu e azi alături de noi și mi-am amintit cu plăcere piesa aceasta. Îi spuneam că a ascultat bunica mea de 10 ori. Da, asta îmi spunea. Bunica mea a ascultat piesa am asta de 10 ori. Am fredonat-o și eu odată cu dumneavoastră. Da. Maestre, văd aici foarte multe cântece frumoase. Foarte multe cântece. Iată. Mă torcui. Nu mai știu discursa, pe cuvântul meu. Oferă el domnului Benone să vadă ce deținem noi. Foarte multe. Aleargă, dorule, aleargă, că tăsește lumea dragă, măi, dorule. Când eram tânăr, foaie verde, odolean, of, of, șaoleo, măi, când eram tânăr, codrean, tarara și așa mai departe. Ghiu cel cu floare și așa știu. Auzi cum sună izvorul, da? Da. Mai este, vă amintiți câte cântece aveți în repertoriu?
Anul trecut, parte bună din presa noastră care a mai rămas, a scris că am cel mai mare repertoriu. Eu. Păi și ce, nu e așa? Așa este. Că aveți sute de cântece. Dar nu cred sute... că a fost asta lupta pentru succes, ci cum ați oferit dumneavoastră textele pieselor către public și exact cum ați spus, cu emoții le-ați dăruit și le-ați scris. Știi ce se întâmplă? Probabil că de am fost îndrăgit de marile condeale noastre datorită textelor mele. Pentru că am o amintire superbă și trebuie să vă spun. Am o chestie excepțională cu Mihail Sadoveanu. Mă duceam la studioul T3, știi și tu știți voi care era studioul T3, să fac niște înregistrări. Și acolo am avut ocazie să mă întâlnesc cu două mari personalități. În primul rând cu Mihail Sadoveanu. În spatele meu, mergând pe coridorul ăla lung și nesfârșit de la... De la televiziunii. Exact, nu, radio. La radio. La radio, da. Așa că atunci era cu, nu era cu televiziune. Și după aia cu televiziune. Da, am și acolo o amintire, dar nu zic. Așa, și în spatele meu auzi așa un glas mai gutural, mai cumva. Iar foiță, foi de nuc, măi, iar foiță, foi de nuc, mai am o zi și mă duc, măi, eu mă duc, o drur rămâne. Când întorc capul, am înlemnit, Mihail Sadoveanu. A venit la mine și cântă-mi și mie, măcar două strofe, să te aud acum aici. Și am cântat și am îndrăznit să-l invit la Ateneu Român, că eram solist cu normă întreagă la Ciocălia și cu jumătate de normă, așa era pe timpurile alea, erau pe timpurile alea, la Ateneu Român, la Barbu Lăutaru. Și zic... Ați dori să veniți la un concert, la cântă și Maria Tănase și Maria Lătărețu și Gavri și Ion Luican, toți erau, trăiau. Dar Maria Lătărețu a fost prima solistă a orchestrei Barbu Lăutaru. Sigur că da. Păi, da. Și a venit la concert. Îți spun că trăirea aia și acum o simt și sunt atâți ani o amară de vreme. Și o mare de vreme, chiar așa, când a intrat în sală Mihail Sadoveanu, toată sala a fremătat și a fost ceva, o atmosferă, cum să spun, mișcătoare, așa, parcă se zguduia întreg Ateneu Român. Era o personalitate. Și a fost, da. Da. Și a acceptat invitația, a venit la acest... Din momentul în care își cânta cântecele dar, de exemplu, maestre, cum... În Zaria Stancu eram cu marele ansamblu Ciocârlia la Moscova, unde am avut 7 spectacole la Balșoi Teatră. Ți imaginezi că e sală celebră, cu și scala, ca și celelalte toate. Așa. Și cântam eu... Și când românește ce aveam cu orchestra aia, a dirijat și Zamfir atunci. Nu știu dacă era Zamfir. Ba da. Victor Predescu, aveam 3 dirijori, cu Ditei mai ansamblu. Nu știu, în sfârșit. Și mi-am cântat cântecele mele și, la urmă de tot, am cântat un cântec. Dobrii veceri, devuști, dobrii veceri, milie, ștoși vâmă, priza dumalis, blablabla. Și când am terminat, un glas de acolo. Bravo, Benone! Zaharia Stancu era cu nepota lui. Și dacă cumva nepotul mai trăiește, probabil că acum... Aveți multe amintiri frumoase. Da. O viață frumoasă ați avut și aveți în continuare. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să nu renunțați niciodată la cântecul popular, pentru că oamenii încă vă mai vor și atâta timp cât publicul vă vrea, nu trebuie să renunțați. Eu sunt fascinată de prezența dumneavoastră și mă întreb de ce unii artiști care au avut asemenea conexiuni cu personalități ale țării noastre au rămas cu coloana vertebrală, au rămas atât de modești și uite că cei din urmă poate ar trebui să mai învețe de la... dumneavoastră. Să fure din ceea ce am făcut noi. Nu, eu niciodată n-am... Microfonul mai aproape. Eu niciodată n-am zis că sunt cel mai tare din parcare, mai bun, niciodată n-am. Am fost foarte pretențios cu mine și mai puțin pretențios cu cei din jurul meu. Asta am fost sunteți un perfecționist și perfecționiștii așa fac. Maestre, vă mulțumim încă o dată, vă spunem că ați venit astăzi la noi în emisiune și nici nu vă imaginați ce bucurie ne-ați făcut. Nici nu vă imaginați câtă dragoste ne-ați adus în această dimineață, dar câtă dragoste ați adus și în sufletele oamenilor de acasă.
Și eu îți mulțumesc că m-ai invitat și ți-am răspuns prompt că viu. Vă mulțumesc. Că eu n-am prea venit, recunosc că... Da, da, ați intrat în legături telefonice când v-am solicitat ajutorul pentru diferite evenimente mai puțin plăcute, cei drept. Și uite că acum ați venit fizic. Și să nu ne ocoliți când mai veniți prin București. Da. Veniți rar, că stați la Arad. Este totuși distanță de la București până acolo. Păi de are omul relaxare, liniște, că dacă ar trăi în ceasul ăsta de București, timpul e altfel. E 24 este de ore sunt sintetizate la 12 aici. Eu nu știu mulțumim încă o dată. Cum ajungeți voi la servici? Într-o oră jumate eu din militar până Republica. Nici noi nu știm de multe ori cum ajungem. Tu cât faci? Cât timp? Nu, o jumătate de oră. O jumătate de oră? O jumătate de oră. Ești mai paci? Da, sunt, stau în decenii. Da, știi orele când e mai rar lumea pe stradă. Dacă plec după 7 și 10 de acasă, clar, fac o oră și... Politica e comun, indiferent. Dar plec până în ora 7 ca să mă încadrez. Vă pup și să vă dea Dumnezeu sănătate. Noi vă mulțumim. Ne ridicăm cu dumneavoastră, vă soțim la scenă și vă mulțumim încă o dată pentru că astăzi ați fost în această emisiune a noastră. Mai avem de cântat o piesă. Da? Păi cum plecați așa fără să ne mai cântați? Profităm și noi de această ocazie că veniți destul de rar la noi în emisiune. Iar pe prietenii da, domne, așteptăm dar și de seară și la bine. Giurgiu. Rar și bine, rar Giurgiu. Și bine, așa este. Mulțumim încă o dată toate cele... Lescu, cu drag pentru publicul.